Mediatorul vine cu o zestre profesională, dar nicăieri în legea
profesia de mediator, nu se specifică că mediatorul trebuie să aibă sau să se supună și altor specializări pentru a putea profesa această profesie. Vă mărturisesc că sunt adepta, am o viziune extrem de largă. Nu mă raliez și nu merg pe ideea, pentru că există în acest moment, nu ascund lucrul acesta. Există o opunere, o obstaculare teribilă din partea unei părți. Unei părți la profesie de avocat. Avocații, colegii noștri, spun în definitiv, noi tot timpul asta facem sau asta am făcut. Servicii de mediere. Nu. Eu personal profesez de foarte multă vreme profesia de avocat. Mărturisesc că în momentul în care am făcut cursul de mediator, am înțeles că este cu totul altceva. Iubesc această profesie de mediator, este o nouă profesie liberală, a fost și este o provocare și personal nu înseamnă că am aplicat la sentimentele mele nobile față de profesia mea de bază de avocat, dar nu înțeleg să susțin că medierea este același lucru cu avocatul. Nu, dacă vă spun. Plecând de la aceasta, trebuie să vă mărturisesc că am venit aici în profesia aceasta de mediator și constat avantajele și mai puțin dezavantajele ei. Mă refer din nou, la ceea ce am perceput zilele trecute, anume faptul că, la un moment dat, persoana care susținea, care avea locuțiunea respectivă, care susținea locuțiunea, a spus, avocatul are interes să vină mai mult în instanță, erau diverse controverse, pentru a avea vizibilitate și este interesat să vină 10-20 de termeni. Nu! Am luat cuvântul și am spus, avocatul nu este interesat să vină pe un onorariu, pe o treaptă procesuală, care fără să fie rapace și știi condițiile de criză, nu poate să însemne un onorariu care să te onoreze ca profesionist și să te duci de 10-20 de ori la distanțe apreciabile, numai puțin de 3 luni, la fiecare termen, să fii prezent la 8 și jumătate în sală și să pleci nu știi când și să suporți rigorile, ca să spun rigorile și să mă refer elegant, unei ședințe de judecată, care noi toți practicienii dreptului știm exact ce înseamnă. Și atunci dați-mi voie să vă spun, poate pe același onorariu, pe o treaptă procesuală, iar noi știm foarte bine practicienii că acest onorar al avocatului pe fiecare treaptă procesuală se diminuează, știm bine acest lucru, sigur, nu vorbesc de el. În sfârșit, nu vreau să mă refer la probabil acea parte a avocatului, unde onorarile pe treptele procesuale poate cresc, nu știu. Dar vreau să spun că pentru acest onorariu prefer să vină părțile într-o ședință de mediere în cabinetul meu și în două ore sau în două termene repetate să se termine această mediere într-un mod elegant în care părțile respective pleacă strângându-și mâna sau în orice caz cum pleacă dușmanii și având o soluție pe care ele însele și-au găsit-o echilibrată și mulțumitoare pentru ambele părți. Iată de ce spun. Ca avocat, văd avantajele medierii, văd ceea ce înseamnă bun, văd viitorul medierii și mai văd că, mai ales în mal praxis, deci în medicină, pentru că aici ne referim numai la medii, ne referim la farmaciști, la asistenți medicali, ne referim la furnizorii de servicii medicale, ne referim la tot ceea ce înseamnă în acest moment industria farmaceutică sau industria medicală. De ce vă spun? De ce zâmbesc? Pentru că știți, mi-a plăcut o frază nomenodiosa. A spus, în acest moment, nici industria petrolului, nici industria armamentului nu este atât de puternică cât este industria medicamentului. Și noi știm foarte bine acest lucru. Toți știm, prin noi înșine sau prin ceea ce am trăit sau trăim în familiile noastre, prin relațiile sociale pe care le avem. Am să trec poate că divagația mea a fost puțin mai, să spunem, exhaustivă, dar am dorit să punctez acest lucru, fără să vexez pe nimeni,
și apărând profesia nobilă de avocat și apărând toate profesiile liberale nobile, fără a le ignora și fără a le anatemiza. Pentru că noi suntem mediatori și pentru că, să spunem în acest moment, eu am formație de inginer, eu am formație de economist, am formație didactică, am formație științifică, cinste lor, cinste tuturor. Legea mediatorului nu spune că noi trebuie să ne pregătim, eu în mediul didactic, dumneavoastră în mediul economic, dumneavoastră în mediul tehnico-științific și toate celelalte, sau în mediul juridic. Tot cineva m-a întrebat dacă trebuie să-și completeze pentru a fi un bun mediator cunoștințele juridice. Și am spus nu. În Statele Unite ale Americii, numai juriștii, numai cei cu formație juridică pot practica profesia de mediator. În Statele Europene și ceea ce ne privește pe noi, absolut cei care au formație, nu are importanță, umanistă sau științifică sau tehnică, pot să profeseze această meserie, această nouă profesie. Acum, ca să vă spun despre malpraxis, trebuie să vă spun că răspunderea mare și dați-mi voie să vă mai spun că a fost atât de completă și complexă prezentarea antevorbitorilor mei, am să vă spun numai câteva cuvinte referitor la ceea ce înseamnă răspunderea în malpraxis. Răspunderea, știu foarte bine, v-ați prezentat și doamna deputat, poate să fie penală, poate să fie civilă, poate să fie disciplinară sau poate să fie administrativă. De cele mai multe ori, răspunderea civilă și răspunderea penală se împletesc, dar nu se exclud. Tot așa cum răspunderea disciplinară și răspunderea civilă, la rândul lor, pot exista și trebuie să coexiste, ca și răspunderea administrativă. Cine se poate adresa medierii, cine ce anume are, care este obiectul medierii în malpraxis, va prezenta doamna deputată Alina Gordin, respectiv pacientul și toate acele categorii care pot deveni subiect al procesului de malpraxis. În privința a ceea ce înseamnă ce se supune procesului de mediere, obiectul respectiv, cuantumul desfăcuirilor, trebuie să vă spun că în acest moment în justiție există, la un moment dat a fost întrebată, apreciați care este numărul dosarelor care se află pe rolul instanței. Nu se poate aprecia. Poate că la nivelul țării să spune că sunt sute, dar câtă vreme omul nu va conștientiza care este dreptul de a se adresa primordial medierii și apoi justiției, lucrul acesta nu va putea fi, spun eu, nici apreciat și nici evaluat la justa valoare. De ce vă spun că medierea vine cu un punct foarte în malpraxis? Pentru că, în primul rând, ședința de informare fiind obligatorie, omul trebuie să ia cunoștință de ceea ce poate să-i se întâmple și care este dreptul său în această materie. Din momentul în care are această știre, are cunoștință, a realizat ce înseamnă, apreciază dacă se adresează justiției sau merge la mediere și soluționează pe care amiabilă această stare conflictuală. Apreciind că malpraxisul nu este niciodată cu intenție. Merge pe ideea că tot ce se întâmplă în malpraxis este fără intenție. Practic, a defăimat, spunea doamna Alina Gordiu, cât de serviciu se face medicului sau persoanei, pregătire medicală, farmacistului, care este mediatizat înainte de a se ști un verdict, o soluție și câtă lipsă de confidențialitate și cum ai, practic, ai condamnat deja o persoană sau un sistem înainte să ai datele de substanță, datele de profunzime ale cazului respectiv. Iată de ce a te duce biroul cu mediator, a discutat toate aceste probleme, a sta față în față cu partea, a exista acea intimitate și confidențialitate a cazului în sine, a nu-l deroba în fața unei sări cu 100 de persoane. Și nu numai, și
persoane care au și nu au treabă într-o sală de judecată. A te anatemiza, nu numai prin media, dar de a anatemiza și în fața publicului, într-o sală întreagă, este un lucru care deopotrivă, spun eu, nu este favorabil nici uneia dintre părți care se află în fața judecătorului. Să vă mai dau definiția malpraxisului, nu știu dacă este cazul, pot, dacă doriți, să vă citesc ca atare, pot să vă spun doar că am convingerea că medierea, în toate domeniile, vrem sau nu vrem, este și are un viitor sigur, dar în malpraxis, în mod categoric, efectele vor fi benefice. Și să ne gândim la tot ceea ce mi s-a prezentat dumneavoastră și ceea ce s-a discutat aici. A relua eu acum definiții, articole și toate celelalte, înseamnă a făcut DC și ai frustrat pe cei doi colegi ai mei care au multe lucruri importante și interesante să le spun. Vă mulțumesc de spus!